Dragi prieteni, suntem la Poiana Stampei, aici unde cu o săptămână și mai bine de începerea postului mare se desfășoară tradiționalul bal al gospodarilor, ajuns anul acesta la cea de-a 18-a ediție. Am bucuria de a-l avea din nou alături la microfonul Orion TV pe părintele Domitian Tătaru. Sunteți de fiecare dată, părinte, alături de locuitorii din Poiana Stampei și la momentele acestea de bucurie la balul gospodarilor. Ați venit pentru a binecuvânta petrecerea. Ce părere aveți că un asemenea eveniment a ajuns, iată, la 18-a ediție? Sunt unele zile ale comunei, poate, sau evenimente care se doresc mult mai de amploare, care nu reușesc asemenea performanțe? Mă gândesc la firea noastră de a fi în viață, de a exista în viață, și existența noastră se datorează lui Dumnezeu. Și omul a fost conștient să dea lui Dumnezeu ceea ce e lui Dumnezeu și cezarului ceea ce cezarului, și să se bucure de toate în fața lui Dumnezeu pentru a-i mulțumi Dumnezeu de darurile care le-a primit și le primim întotdeauna, pentru viața care o trăim, pentru vremurile care le-am ajuns și le trăim, pentru libertatea care o avem și care trebuie să ne bucurăm de ea și să nu uităm datorită cui o avem această libertate câștigată prin jertfă, prin dăruire și chiar prin moartea la Revoluție. Istoria țării s-a clădit pe sângele moșilor și a strămoșilor care au apărat acest pământ, aceste valori culturale, religioase, ortodoxe, nemuritoare și dăinuitoare pentru neamul nostru. Suntem legați și de tradiția că, pe lângă ceea ce simțim față de Dumnezeu și îi dăruim toată viața noastră, cum spunem la liturghie, dar ne bucurăm și de evenimentele firești. Din totdeauna, înainte de a începe Sfântul Post, se spune la satul secului de brânză, de carne, și apoi la satul sec de brânză, și apoi începe postul. Și atunci se face o petrecere, din totdeauna s-a făcut. Așa a gândit românul din totdeauna să facă petrecerea aceasta, că mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile care le-am primit cu sărbătorile de iarnă, și iată se încheie un ciclu și începe alt ciclu de rugăciune, că așteptăm evenimentul mare religios care va veni învierea Mântuitorului. Și este o jertfă a omului, conștient fiind că se bucură și se bucură de darurile care le-a primit, și iată, să fac aceste evenimente cu petrecere, tineretul în felul lui, bătrânii văzând tineretul și bucurându-se de tineretul pe care, datorită educației care au tineretul de la bătrâni, păstrează. Iată, toți au venit în național îmbrăcați, conform tradiției, și nu este ușor ca să în ziua de azi să păstreze tradiția. Pentru că mulți au pus în lada de zestre hainele populare și s-au pierdut. Dar iată că s-a reînviat prin ceea ce vedem noi pe fiecare înveșmântat. Și ne bucurăm, nu este un nonsens. Bucuria e de ambele părți, de organizatori, de domnul primar în special, de Comitetul de Cultură din Poiana Stampei, de dumneavoastră ca, în calitate de
jurnaliști și televiziuni ați venit să filmați, să arătați mai departe aceste valori care sunt în mijlocul poporului. Și fiecare sat, pe lângă evenimentul mare de amploare în timpul verii, care este ziua comunii, iată și este evenimentul acesta la satul de sec, cu balul gospodarilor, care e o cunună în cadrul comunității noastre. O ultimă întrebare, ce credeți că reușește să-i aducă la oaltă pe toți creștinii din Poiana Stâmpei, fie că vine vorba de evenimente precum acesta, balul gospodarilor sau ziua comunei, dar și evenimente mai neplăcute, cum a fost cel în care ei s-au adunat pentru a pune umărul, fiecare cât a putut, și ați adus în discuție acest subiect pentru reconstrucția bisericii? Păi, în primul rând, datorită lui Dumnezeu, care ne-a pus pe noi responsabili în comună, atât domn primar, cât și noi în calitate de preoți, cât și cei care sunt de bună credință, educatorii, profesorii, învățătorii, și nu numai organele care păzesc ordinea publică, mă refer la poliție, plus cei care lucrează în primărie, și la dispensar, și împreună un conglomerat de minți luminate, cu responsabilitate și demnitate, care ne-am implicat și noi personal, pe lângă ceea ce suntem, și personal ne-am implicat, că e o unitate în diversitate și nu există decât din totdeauna preotul, învățătorul, primarul, polițaiul, și organizatorii de evenimente, și numai, care sunt stâlpii satului, ctitorii bisericii, ctitorii evenimentelor și numai a clădirilor. O clădire se face cu o jertfă și fiecare clădire are un duh și o televiziune. Cine o conduce are duhul ei și alege colectivul ei. Orice instituție legată, fie de cultură, fie de mass media, fie de comunitate, așa, este clădită pe niște oameni și de niște oameni care la rândul lor sunt puși de Dumnezeu și de cei care au evaluat structura educației care am primit-o, și conform acestei structuri noi ne-am implicat și am cu suflet pentru comunitate, că rămâne ceva de noi și rămâne, noi ne vom petrece. Ca apa trece, pietrele rămân, și atunci rămâne ceva ce am putut face noi până în momentul acesta. Vor fi alții care vor merge la școală mai departe și vor învăța din ceea ce am greșit noi, poate, și vor face mult mai multe decât noi. Dar noi atât am putut, atât am făcut. Dar am făcut ceea ce am făcut, am făcut cu demnitate, cu responsabilitate, și am făcut pentru eternitate, cât va fi Poiana Stâmpei și cei din zonă. Vă mulțumim frumos că ați venit și ne-ați vizitat și ne-ați filmat. În această seară la balul gospodarilor de la Poiana Stâmpei ești anfitrioană. Cum e să vii dintr-o comună cu foarte mulți gospodari, în altă comună cu poate și mai mulți gospodari, acum să tragem de partea noastră spuza, și să cânți la 18-a ediție a unui bal cu tradiție? Este un sentiment foarte frumos, mai ales că nu este primul an în care cânt aici la bal, deja este al treilea an și deja m-am împrietenit cu sătenii, și este un sentiment foarte frumos să cânți într-un sat cu oameni primitori, unde toată lumea se distrează și e pusă pe joc și voie bună. Dacă ar fi să faci, probabil ai mai cântat și la alte baluri ale gospodarilor, dacă ar fi să faci o caracterizare și să găsești particularitatea sau particularitățile care deosebesc Poiana Stâmpei și ceea ce se întâmplă aici în această seară de restul comunelor, care ar fi acele elemente care fac evenimentul din această seară să fie unic? Ceea ce putem remarca cu ochiul liber chiar în momentul ăsta este numărul foarte mare, adică
mulți gospodari au venit la acest bal și, în primul rând, toți sunt îmbrăcați în costumul tradițional și vreau să remarci că port și eu o bândiță din Poiana Stampei. Chiar am văzut pe conturile tale de socializare că ai și atenționat, în paranteză, amenințat că vei veni cu tot ce ai tu mai autentic și mai frumos, tocmai pentru a fi la înălțime, așa cum oricum tu ești de obicei. Dar e clar că și costumul popular, fiind pus la loc de cinste în acest eveniment, are rolul lui extrem de important. Normal, mai ales că e balul gospodarilor și m-am îmbrăcat ca atare, am o cămașă foarte veche din Sadova. Asta vreau să te întreb, ne spui câte ceva despre costumul tău? Astăzi, să zic așa, sunt îmbrăcată din mai multe sate, fota este din Frătăuți, cizmele sunt din Poiana Stampei, cămașa este din Sadova și este foarte veche, iar bondița cam 70, să nu zic o prostie, mai bine 70, cam așa, ca să nu... Și bondița din Poiana Stampei, care oricum nu o poți confunda cu alta. Pentru că e al treilea an consecutiv în care cânti la balul gospodarilor. Ce le-ai adus din punct de vedere al repertoriului nou în această seară? Între timp, față de anul trecut, tu ai și o formație completă în spate, un band, Bucovina Express, care a luat avânt foarte, foarte repede și asta și prin prisma faptului că sunt în componența sa mulți prieteni și marea majoritate cu studii de muzică. Exact, este minunat să lucrezi cu prietenii și este minunat să mergi la locul de muncă zâmbind și cu drag. Am pregătit și anul acesta melodii noi, mai ales pentru acești gospodari frumoși. Am pregătit melodii pentru că lucrez la cel de-al doilea album, pe care sper din toată inima să-l lansez cât de curând. Și după cum ai zis și tu, anul acesta cânt cu Bucovina Express, colegii mei dragi și prietenii mei de suflet. Ai anticipat o parte din următoarea mea întrebare. Suntem oarecum pe la mijlocul lunii februarie. Încă nu s-a încheiat, sau putem spune noi că nu s-a încheiat, perioada în care lumea își mai face bilanțuri și planuri la sfârșit, început de nou an. Cum a fost 2017 pentru Laura Erhan și ce speră să-i aducă spectaculos 2018? 2017 a fost un an plin din toate punctele de vedere, cu multe spectacole, cu multe turnee în străinătate alături de trupa mea. Sper din toată inima ca 2018 să fie măcar la fel de bun și, în primul rând, să fim sănătoși, că dacă avem sănătate, orice putem realiza. Spuneai și de un nou album. Exact, pregătesc un nou album și vreau să-ți spun așa niște secrete. Am toate piesele pregătite, urmează să fac videoclipuri și urmează să găsesc o casă de producție cu care să lansez. Sunt orchestrate, înregistrate. Exact, tot. Doar așteaptă să fie lansate la apă. Exact, exact. Deci, oameni buni, pregătiți-vă. Și ne dai așa un deadline, un termen limită până la care lumea va auzi ceva nou din punct de vedere muzical de la Laura Erhan? Sper din toată inima că în câteva luni să-l găsiți în magazine. Deci până la festivalul Flori de pe Dorna din iulie să fie deja lansat? Exact, ar trebui. Vă așteptăm atunci. Cât de greu e, pentru că dumneavoastră ați fost probabil aproape de organizatori încă de la primele ediții, e să faci o tradiție dintr-un asemenea bal a gospodarilor și să reușești în fiecare an să coagulezi atât de mulți localnici și nu numai, care să vină fără excepție îmbrăcați în costum național de lăsatul secolului. Bună seara, vă spun și eu și bine ați venit în Comuna Poiana Stampei la ediția majoră a 18-a ediție a balului gospodarilor organizat de Primăria și Consiliul Local al Comunei Poiana Stampei. Așa cum ați spus și dumneavoastră, parcă de la an la an, tot mai mulți gospodari din Comuna Poiana Stampei, dar și din vecinătate, care iubesc folclorul și iubesc frumosul, vin și poartă frumosul costum popular și îl îmbracă cu fălnicie și, pentru acest eveniment. Mă bucură și n-a fost nici ușor, nici greu, dar trebuie să stimulezi cumva și să arăți frumosul. Promovările pe care le-am
făcut alături de gospodare din comuna Poiana Stampei, alături de ansamblul Poienița, Taraful Poienița și grupul folcloric Flor de pe Dorna, atât la televiziunile naționale, dar și prin spectacole care le-am avut în țară și în străinătate, mediatizarea lor și prin intermediul dumneavoastră, și mă mulțumesc pentru asta, au dovedit și au arătat că au încurajat, cred că au întărit ideea de a fi mândru gospodar și de a purta acest frumos costum, pentru că măcar o dată pe an, să zicem așa, să nu-l ținem acolo doar ca obiect de muzeu acasă, ci să-l îmbrăcăm, să arătăm frumosul care ne reprezintă și care este ca o carte de vizită a comunei Poiana Stampei. Ceea ce impresionează, în afara faptului că, fără excepție, toți sunt îmbrăcați în costum național, e că participanții de la balul gospodarilor de la Poiana Stampei sunt și extrem de punctuali. Am văzut că s-a făcut coadă pentru fotografiile pe care dumneavoastră le oferiți fiecărui participant și ați și făcut fotografii cu fiecare familie participantă. La ora 19, fix, toată lumea, toată suflarea din Poiana Stampei care și-a rezervat loc, pentru că sunt convins, ați avut și aici o problemă, locurile sunt limitate pentru că e cu meniu și cu o întreagă desfășurare de forțe, a fost prezentă aici. Ce credeți că face diferența între Poiana Stampei și alte locuri în care se desfășoară asemenea evenimente? Din județul Suceava, de exemplu, nu fac referire strict la Bazinul Dornelor, pentru că aici dețineți supremația fără doar și poate. Pentru că, știți, în alte părți mai vine unul îmbrăcat și domnește, mai întârzie, abia pe la miezul nopții, dacă se adună toată suflarea. N-ai cum să nu faci poze și să nu-i fotografiezi pe acești frumoși gospodari care au venit în această seară binecuvântată aici în sala Casei de Cultură din Poiana Stampei. Sunt atât de frumoși și atât de unici în felul lor, încât trebuie să rămână cu o amintire, să plece cu o amintire. Fiecare, când va pleca acasă spre dimineață, va primi o fotografie care o pot înrăma acasă și să o prezinte tinerilor, copiilor lor, și să mândrească cu portul tradițional de aici. În fiecare an facem acest gest și poate că și asta a fost un stimulent pentru a-i determina să vină îmbrăcați în național la balul gospodarilor. Câți participanți aveți anul acesta? Probabil știu că s-a făcut cu înscriere. 380 de persoane sunt astăzi prezente aici și 280 de persoane sunt îmbrăcate în costum popular. Pentru că fiecare, de unde știu cifra exactă, pentru că fiecare la intrarea în Casa de Cultură a primit un număr de ordine, un număr curent, un bilețel și spre miezul nopții va avea loc o tombolă. Oferiți premii gospodărești. Invitatul special din această seară, Tinu Veresejan, va extrage 27 de bilețele, numere de ordine. Cei care își vor auzi numărul strigat vor urca pe scenă și vor primi premii gospodărești, premii cu care se vor folosi în gospodăria lor proprie. Marele premiu ce e? O roabă cu două roți. Și ați fost și niște saci de ciment în ea? Sau? Nu, doi saci cu pământ fertil. Noi aici în Poiana Stampei avem și o turbărie, care cândva renumită turbărie, atât rezervația Tinuvul Mare, dar și o suprafață de turbărie de unde se exploatează turbă ca îngrășământ. Cândva era un nucleu principal al industriei din Suceava, astăzi parcă ne doare, dar sigur, în simbol avem puse în roaba respectivă doi saci cu pământ fertil care îl vor duce acasă și vor folosi la florile din gospodărie. Cum ați ajuns la invitatul special? În fiecare an aveți câte un asemenea invitat. Anul acesta, Tinu Veresejan. Tinu Veresejan a mai fost la noi. Dacă stau bine și mă gândesc, cred că acum vreo 12 ani a fost prezent din nou în mijlocul gospodarilor, tot la un astfel de eveniment, doar că atunci se chema Balul Pomului de Iarnă. Astăzi am ținut să-l avem între noi la Balul Gospodarilor. De ce Tinu Veresejanu? Pentru că lumea din Poiana Stampei iubește ceea ce face el, folclorul pe care îl promovează el. Și chiar dacă suntem în Bucovina și el vine dintr-o altă arie etnografică, ne bucurăm de prezența lui și lumea de aici îl iubește. Trebuie să concluzionăm că face parte din folclorul românesc. Anul acesta debutăm sub numele Centenarului. Suntem ceea ce ne unește, trebuie să ne gândim la ceea ce ne-a unit acum 100 de ani și să încercăm să fim o unitate și în acest an, dar și pe viitor. Este ceea ce ne va da forță și vom reuși să izbutim peste greutățile care se abat asupra noastră.
invitat special la cea de-a 18-a ediție a Balului Gospodarilor de la Poiana Stampei, bunul prieten al dornenilor, Tinu Vereșezan. Bine ai revenit în bazinul Donelor și la Poiana Stampei. Înțeleg că de vreo 14 ani n-ai mai concertat aici. Da, ultima oară, în primul rând, bună seara, bine v-am găsit în așa frumoasă zona țării, care mie mi-este dragă, din calea afară, deci aici mă simt ca acasă. Prima dată am fost în Poiana Stampei în 2004, la invitația domnului Todaș, că Dumnezeu să-l ierte, și chiar m-am întâlnit cu fiul dânsului, iar a doua oară am fost în 2006. Iată că au trecut ceva ani de atunci și domnul primar ne-a invitat din nou aici la Poiana Stampei. Am venit cu mare drag și cu mare bucurie, atmosferă frumoasă, ne simțim ca acasă. Ești un artist pe care toți românii îl iubesc și probabil particip la multe evenimente de acest gen. Spune-mi, ai mai întâlnit în toate cele patru colțuri ale țării un bal al gospodarilor care se dăinuiască peste 18 ani? Sincer, vă spun că nu. Spre bucuria mea, doar aici, la Poiana Stampei, am găsit așa ceva. Unde am fost eu invitat, vreau să spun. E o mare bucurie și o mare plăcere pentru mine să văd atâția oameni îmbrăcați în straie populare la o asemenea sărbătoare. Este extraordinar de frumos. Mă simt român. Nu suntem departe de momentul în care am făcut bilanțul pentru 2017 și planurile pentru noul an. Ce o să aducă 2018 pentru Tinu Vereșezan? 2018 sper să-mi aducă sănătate, în primul rând, iar pe plan profesional sper să merg tot așa cum am fost până acum, cu melodii care să intre la sufletul românului, și promit tuturor ascultătorilor mei că nu o să-i dezamăgesc. Ce le-ai pregătit în seara asta gospodarilor din Poiana Stampei? Seara asta, dacă mai rămâneți, o să vedeți. Nu, am glumit. O să-mi cânt melodiile mele cu care eu m-am lansat în muzica populară, cea cu bunicii, cea cu trandafirul. O să le cânt și supărat, deși sunt foarte fericit că sunt la Poiana Stampei. Am pregătit un program mai vast pentru această seară. Ce le transmiți celor care n-au reușit să ajungă la Poiana Stampei să te vadă la Balul Gospodarilor, dar sunt fanii tăi aici în bazinul Dornelor? Le transmit multă sănătate, în primul rând, lor și familiilor dânșilor, și să țină aproape de noi, iar data viitoare să ne vedem cu bine aici la Poiana Stampei. Cum e să fii din nou în miezul organizării unei ediții din nou reușite cu peste 400 de participanți? Este ceva frumos. Este ceva care la Poiana Stampei s-a întâmplat exact cum ați spus și dumneavoastră, începând din anul 2001, mai exact de când a venit la primărie domnul Elisei Todașca. Ca recunoștință pentru tot ce a organizat dumnealui în acest timp, Casa de Cultură, pe care am plăcerea și am onoarea de a o, cum să zic, să o păstoresc, îi poartă numele. Premiul de fidelitate a fost oferit până la ediția 13-14, cred, când a fost o persoană de la Poiana Negre care a participat la toate balurile. Domnul Elisei Todașca era cel care ținea o evidență foarte strictă. Era primul înscris la bal, primul care ținea evidența celor care s-au înscris an de an. Credeți că nu mai sunt printre participanți acum poate cei trecuți de prima tinerețe care să fi participat la fiecare ediție? Nu știu, cred că în afară de mine nu știu dacă au 18 ediții. Deci sunt deci sunteți singurul care ar putea primi un asemenea premiu. Da. Cu atât mai simplu. Dăm premiul domnului Petrică Chiforescu, directorul Casei de Cultură Elisei Todaș. Da, mulțumesc pentru propunere. O să-i propun domnului primar. Vă spuneam de începutul manifestării noastre și despre Poiana Stampei, faptul că aici timpul se măsoară în anotimpuri și îl împărțim în perioade de lucru, dar în afara perioadelor de lucru le îmbinăm și cu plăcutul și cu distracția. Plăcerea mea cea mai mare și tot ce m-a făcut să insist foarte mult pe manifestarea acestei culturi, acestei manifestări, a fost faptul că domnul primar Viluț Mezdrea de la prima ediție a îmbrățișat tot ceea ce domnul Elisei i-a plăcut în viață. Deci a plăcut munca și distracția. Deci să aduci mai ales. Balul Gospodarilor nu este neapărat un bal la care lumea vine să asculte sau să vadă un interpret. Este un motiv de a etala costumul popular și mai ales de a te întâlni cu prietenii, cu frații, cu surorile. Dacă în vară este festivalul Fiii Satului, nu cred că se adună atât de mulți frați și surori cum se adună la Balul Gospodarilor, pentru că și în seara aceasta, deci toată familia mea este aici, în afară de sora din Spania, deci toți sunt aici. Au venit la Balul Gospodarilor, chiar dacă sunt de la Bistrița sau din Poiana Stampei, verișori din țări. Pentru că
asta ne face pe noi români autentici și asta ne face prieteni și mai buni. Deci faptul că știm în afara muncii să ne și distrăm. Îmi spuneți că Balul Gospodarilor e practic întâlnirea cu fiii satului din iarnă. Exact. Este întâlnirea cu fiii satului din iarnă, dar lucrul cel mai frumos este faptul că în seara aceasta peste 90% din cei care sunt în sală poartă frumosul costum popular. Dacă am început cu 10 costume, cu ansamblul Poienița, cu împrumutate costume de la ansamblu din alte locuri, în această seară peste 80%, 90% chiar au costumul popular, fie că este de Poiana Stampei, fie că din diversele zone din care vin dumnealor, că sunt de la Bistrița, că sunt de la Neamț sau de la Iași. Și în acest an aveți un program artistic extrem de complex, un invitat special pe măsură. Exact, în fiecare an am reușit să aducem în mijlocul nostru și în mijlocul gospodarilor din Poiana Stampe artiști consacrați, artiști care de fapt noi am luat pulsul comunei. Noi am venit totdeauna în întâmpinarea celor care ne-au făcut propunerea. Când spuneți artiști consacrați și îmi cer scuze că vă întrerup, vă referiți inclusiv la doamnele de la ansamblu Flori de pe Dorna, inclusiv la ansamblu Poienița cu care ați ieșit pe televiziunile naționale și cu care v-ați mândrit și evident cu formația lui Dănuț Lăcătuș și cu Laura Erhan, deja pe jumătate locuitoare a Poianei Stampei și probabil vreați să ajungeți și la Tinu Vereșezan, invitatul special de anul acesta. Exact cum ați spus dumneavoastră, toate grupurile și formațiile care activează în cadrul Casei de Cultură sunt și au prestații deosebite în toate manifestările, la toate manifestările pe care le organizăm. Despre Tinu Vereșezan, prietenia cu el a început în urmă cu foarte mulți ani, mai exact prin 2003-2004, dacă rețin bine, când a venit la invitația domnului primar de atunci, Elisei Todașcă, a revenit la 2 sau 3 ani după cu Văru Săndel. Am păstrat o relație bună cu el, fiind și colegi de generație și fiind prieteni în afara scenei, prieteni amici, vreau să spun. În această seară el va avea o prestație deosebită. Cred și sunt, de fapt sunt sigur, pentru că va face un recital de 5-6 ore. Deci a spus că el o să cânte cât lumea vrea să-l asculte. Deci nu este presat de timp, el vrea să rămână la Poiana Stampei și mâine, vrea să facă o plimbare cu Săniuța, vrea să vadă poarta de intrare în Bucovina și Bucovina așa cum a văzut-o la televizor și cum o știa cândva, că pentru că nu a revenit de mult în zona noastră. E clar că, din punct de vedere artistic, sunt toate ingredientele pentru ca și ediția de anul acesta să fie una reușită. Din punct de vedere al meniului, care sunt ingredientele? Știu că tot dumneavoastră dați tonul atunci când vine vorba de stabilirea meniului tradițional, așa cum cu mândrie îl numiți de fiecare dată când promovați evenimentul, ca la Poiana Stampei. Exact. Deci acest fel de a prezenta meniul spune totul, pentru că Poiana Stampei este renumită pentru bunătăți, pentru omenie și pentru tot ce se gătește și mai ales că se gătește gospodărește. În afara meniului diversificat, pregătit de către gospodine, pregătit de către cele mai bune bucătărese din zona noastră, o să fie și niște premii gospodărești. Anul acesta o să fie mai multe, o să fie ceva inedit la tragerea la sorți, pentru că în fiecare an era premiul 2, premiul 3 sau ceva de gen. În acest an o să fie 22 de premii. Tino se extragă din urnă 22 de bilete cu numele celor care, cu numerele. Fiecare a primit un număr la intrare care poartă costumul popular. După aceea, cei 22 vor urca pe scenă. Vor avea ocazia să-și extragă singur premiul, deci vor câștiga de două ori la această ediție, pentru că odată sunt câștigători aleși de către Tinu și a doua oară, pentru că și aleg singur norocul, vor lua ei biletul cu numărul pe care o să câștige, deci începând de la un clești, fiind zonă în care festivalul nostru se cheamă Flori de pe Dorna. Anul acesta am discutat cu domnul primar și Consiliul Local să ne axăm pe grădini, pe flori, pe frumos. Și o să fie premii constând la pământ de flori până la gardul electric sau roabele diversificate, clește pentru pomi, clește pentru gard viu. Deci ceva care să fie neapărat necesar în grădină, în primul rând, că frumusețea premii din grădină. Pentru horticultori. Exact. Vă prinde răsăritul. Da, de fiecare dată. Pentru că nu este o oră
stabilită pentru a pleca. Deci atâta timp cât lumea se simte bine și în general se simte bine și cât este plăcere, mâncare, băutură ca la Poiana Stampei, noi suntem alături de ei și stăm la masă. Chiar dimineața este distracția, cum ar fi revelionul ospătarilor. Deci dimineața suntem alături de cei care rămân la urmă. Să iasă și anul acesta așa cum sunt convins că se va întâmpla și cum vă doriți, o ediție reușită, și să ne vedem sănătoși la anul, să vă primiți și premiul pentru singurul participant la toate cele 19 ediții. Vă mulțumesc din suflet și mulțumesc Orion Media pentru tot ceea ce face, pentru faptul că promovează Poiana Stampei, zona Dornelor, Bucovina, și pentru că a fost totdeauna alături de noi la toate edițiile, la toate evenimentele și la tot ce înseamnă bun pentru zona noastră.